Pentru această serie, ce va avea intrarea în stațiuni în perioada 11-14 august 2015, Casa Județeană de Pensii Neamț va distribui biletele repartizate prin aplicație informatică celor care au solicitat plecarea în stațiune în prima jumătate a lunii august, cu condiția ca stațiunile pentru care au solicitat tratament să fie una dintre cele alocate pentru repartizare. Reamintim că pentru intrarea în stațiune, beneficiarul trebuie să prezinte atât biletul de trimitere eliberat de către medicul de familie sau medicul specialist aflat în relații contractuale cu casa de sănătate, cât și cardul de sănătate activat. Pentru primele 11 serii ale anului 2015 au beneficiat un procent de 41,2% au beneficiat de tratament balnear un procent de 41,2% din solicitanți, fiind valorificat un număr de 2.964 bilete de tratament și fiind înregistrate la această dată un număr de 7.193 de cereri. Având în vedere că serviciul oferit de tratament și recuperarea capacității de muncă este unul medical, la momentul prezentării în stațiunea balneară, beneficiarii trebuie să aibă asupra lor cardul de sănătate activat de medicul de familie și să cunoască codul PIN al acestuia.